Detoxifierea organismului, o cură bogată în vitamine și minerale care să-ți readucă pofta de viață și sănătatea de fier și care să te ajute să dai jos kilogramele în plus, cât mai repede posibil. Virgil Rus ne spune care este secretul. Virgil, am trecut printr-o perioadă de sărbători în care mai mult sau mai puțin ne-am permis să mâncăm dulciuri și alte cele. Acum ar fi cazul să ne apucăm de treabă, să dăm kilogramele jos pe care le-am acumulat în perioada sărbătorilor. Tu ești specialist în acest domeniu, ne poți spune ce ar trebui să facem pentru a avea din nou silueta pe care am avut-o sau ne-am dorit-o? Da, primul rând, la mulți ani, dragi bistrițeni. Mă bucur că am trecut cu bine peste aceste sărbători care, din punct de vedere alimentar, a fost destul de exagerat pentru unii, așa cum spuneai. Ce pot să spun ca recomandări? Aș începe cu acei sportivi de weekend care fac o dată pe săptămână un meci de fotbal sau un anumit joc și care își forțează în acest fel corpul la eforturi pentru care corpul nu e încă pregătit. Așadar, recomandat după aceste mese copioase și alimentație exagerată, cum spuneam, este să apelăm la specialiști din domeniu, să puteți să vă faceți timp pentru a participa la orele pe care le găsiți cu siguranță atractive în sălile și în centrele spa din Bistrița, unde veți avea programe de adaptare a organismului ușoare, nu doar unul pe săptămână, un antrenament, ci 2, 3, 4 până la 5 antrenamente de jumătate de oră, 40 de minute suficient, în care să nu exagerăm nici cu mișcarea, dar nici cu greutăți, să spunem noi, prea mari. Vedeți cum ce se întâmplă la cei care vin odihniți pe sărbători, tendința este de a trage tare, să în ghilimele, a trage tare de fiare, antrenamente super grele și după aceea renunță. Ideea nu este asta, ideea de a avea o participare cât mai de lungă durată în sală, tocmai pentru a arde supusul de calorii, supusul calorii care a apărut în perioada acestor sărbători. Am un principiu, a spune eu, principiu MAO, în mișcare, alimentație și odihnă. Este important pentru a reuși să-și revină corpul în cele mai bune condiții și pentru a avea un rezultat, cum spuneam, de lungă durată, nu doar de moment și cu efecte uneori chiar în ghilimele nocive pentru organism. Efortul dozat necorespunzător poate să facă și rău și în loc să aducem bine, din păcate fac rău, unii dintre ei, repet. Bun, acum să trecem la partea feminină. Multe prăjituri au fost în această perioadă. Unele s-au obținut, altele au mai trecut cu vederea faptul că au avut sau nu voie să se înfructe din ele. Cum putem să scădem din greutatea pe care am acumulat-o? Pe burtică, pe funduleț, unde fie? Deci, deja nu aș vrea să intru prea în amănunt în domeniul activităților fizice corporale, în domeniul loazir, ci vă invit să faceți cunoștință, așa cum spuneam, cu ore atractive, să vedeți ce înseamnă un efort aerob gen Tai Bo sau clasic aerobic sau stepper aerobic, le găsim în Bistrița, în toate sălile, în general, așa știu, și recomand doamnelor să lase acum prăjiturica deoparte, așa, dar atenție la prăjiturile, eventual lase și de săptămână, puteți să gustați, nu? Sau o bucățică de ciocolată după masa nu strică, dar excesul trebuie uitat. O alimentație echilibrată este ideală, nu impune nimeni o dietă exagerată sau, cum să spun, greoaie pentru organism, ci din contră, echilibrată, din toate puțin, dar prăjiturile, clar, ar trebui scoase acum din alimentație și aducerea altor alimente care să aibă o ardere propice modelării corporale. Așa că, pe lângă, cum spuneam, acel principiu al mișcării specifice pe care noi o facem în sală, alimentația echilibrată este al doilea pas și odihna, pentru că așa, dar cu toții știm că de sărbători am exagerat și cu sărbătorile, cu nopțile
albe. Albe, să nu spunem pierdute, că au fost distractive, da? Acest reglaj între mișcare, alimentație și odihnă este foarte important și corpul își revine cu siguranță, mai ales dacă înainte de aceste sărbători am avut o construcție, construcție corporală adecvată pe care noi ne-am dorit-o. Dacă este un exces abdominal, cu siguranță nu o să-l dați jos făcând acasă sute sau mii de abdomene, pentru că acel lucru întărește musculatura abdomenului și eventual o seacă de putere la un moment dat dacă dozăm prea mult. Eforturile, repet, gen aerob, eforturile aerobice, genul de ce facem și noi la sală, sunt cele mai indicate. Și lucrarea... În cât timp se văd rezultatele? Păi acum să vă spun drept, ceea ce s-a depus în această perioadă nu este chiar foarte mult. Una, două, trei kilograme maxim dacă s-au depus, să spunem noi, pe butică și eventual zona fesierilor, aripioarelor, cum spun fetele. Acest lucru se poate arde în condițiile antrenamentelor pe care noi le facem în 2-3 săptămâni și după aceea menținerea lor poate fi de lungă durată dacă participarea este consecventă și dacă scopul urmărit este acela de a ne modela și întreține, bineînțeles, și a optimiza potențialul biologic uman pentru care noi optăm și pentru care noi promovăm în primul rând mișcarea, gimnastica, fitness-ul și activitățile corporale de timp liber, cum spuneam, activitățile la zi. Încă o întrebare. Cât de periculos este pentru tine, dar și pentru copilul nostru, mâncarea de porc pe care o consumăm în perioada aceea? Ne referim la sarmale, la slonină chiar, la caldaboș. Ar trebui să ne facem probleme din cauza lor? Din punctul meu de vedere al specialistului în educație fizică și sport, neintrând pe domeniul patologic sau al medicinei, eu spun că este destul de grav să exagerăm cu aceste produse, mai ales că pe lângă ce spuneai, slănină ca tabor sau ce semne porc, apar și un supliment de carbohidrați, pâinea și alte asemenea, cartofii, paste făinoase. După o perioadă în care am consumat de toate, ar fi indicat să mâncăm acum mâncăruri mai puțin consistente, cum ar fi supele, ciorbele, carnea fiartă, legumele și fructele. Evitarea excesului de sare este un factor important dacă vrei să scapi de kilogramele în plus. Nu uitați să consumi până la 2 litri de apă pe zi dacă vrei ca organismul tău să-și revină și dacă vrei să eviți deshidratarea. Atenție însă, nutriționiștii nu recomandă consumul de apă și în timpul meselor. De la masaj, apă, bazin de not, sală de fitness, culturism, specialiști pe refacere, relaxare, revenire. Deci un centru care cuprinde așa o gamă cât mai largă a serviciilor de refacere și relaxare. Unii spun că este un fitness, unii specialiști, fiecare își face o părere. Gimnastică în apă, sport prin apă, însă în opinia mea, centru spa, denumire preluată de la occidentali, este acel centru care cuprinde o gamă cât mai variată de servicii și acei profesioniști care se ocupă cu dăruire și cu drag de cei care apelează la serviciile lor. În continuare, urmăriți prognoza meteo pentru 24 de ore. Vremea va fi în general închisă și va continua să se încălzească. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea precipitații pe arii extinse sub formă de ninsoare, lapoviță și ploaie în partea a doua a nopții și predominant sub formă de ploaie ziua. Vor fi condiții de producere a poleiului. În zona montană înaltă, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul va prezenta intensificări până la tare, viscolind ninsoarea. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și minus 2 grade Celsius, iar cele maxime între 3 și 5 grade Celsius.